cele trei capitale europene. Un oraș pe care nu l-am vizitat, ci ne-a stârnit printr-un interviu doar, un interviu cu preotul paroh de acolo și prin câteva imagini luate în trecere. La Bruxelles am fost trimis să pun temeliile unei noi parohii și în comunitatea românească din capitala Europei e o lucrare deosebit de importantă, unde mai mulți preoți și slujitori ai altarului încercăm să fim de folos și să-i facem pe credincioși să simtă în mediul lor duhovnicesc, deși contextul e complex. Noi avem acolo o Românie în miniatură. Biserica a fost înființată în anul 2006. Este o fostă mănăstire franciscană câștigată de Mitropolia Europei Centrale și de Vest în urma unei licitații la care toți participanții concurenți voiau transformarea ei în supermarket. În Bruxelles sunt trei comunități. Se slujește în trei locuri în capitala Europei. Parohia noastră este una dintre cele trei și suntem o comunitate importantă. Sunt toate stările sociale, toate tipurile de personalitate, toate tipurile de preocupări pe care le-am putea găsi într-o țară, pur și simplu. Biserica Sfântul Nicolae, așezată pe strada Rue de Palais, 181-183, cu intrare din Van der Linden, adună astăzi la olaltă peste 150 de credincioși. Poate că Sfânta Gudula a Bruxellesului a vrut așa, ca o biserică să rămână biserică. Ce proiecte are parohia din Bruxelles pe care o conduceți? Parohia noastră are șansa să fie în cadrul unui complex mai larg, care cuprinde și reprezentanța Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituțiile europene și există un parteneriat între parohie și reprezentanță. Puteți să ne explicați mai multe? Biserica Ortodoxă Română are o reprezentanță pe lângă instituțiile europene care își desfășoară activitate la Bruxelles. Care imobilul, Parlamentul Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Capitala Europeană are particularități de care și noi ținem cont și trebuie să fim în măsură să răspundem situației complexe. De aceea, din 2007 există la Bruxelles o reprezentanță a Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene, iar parohia noastră își desfășoară activitatea în imobilul care aparține acestei reprezentanțe. De aceea, între parohia Sfântul Nicolae și reprezentanța Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituțiile europene, există o legătură de colaborare. Noi avem în comunitatea noastră credincioși care provin dintre funcționarii români care lucrează la instituțiile europene și acest lucru ne aduce un specific oarecumva deosebit de interesant. Eu cred că noi trebuie să învățăm să înțelegem limbajul și limba pe care o vorbește societatea contemporană. Biserica e vie atunci când e sensibilă la tot ceea ce a îngăduit Dumnezeu sau a binecuvântat Dumnezeu în societate. Și de câte ori noi intrăm în contact cu aceste realități care nu ne determină pe noi, dar determină contextul misionar, suntem puși în situația de a fi martori și mărturisitori în toate situațiile. De aceea, biserica nu își propune și noi ca și comunitate, ca și parohie, nu ne putem propune să fim mediatori în fața instituțiilor, dar suntem mărturisitori. Noi suntem o prezență în comunitate și prezența noastră nu poate să nu fie receptată de către contextul general din Bruxelles. Biserica este vie. Are o școală la care se predă limba română, se predau istoria și geografia. Soția preotului este profesoară, iar preotul slujește comunității în mijlocul căreia a fost prezent de la înființare. De când sunteți la Bruxelles? Acum se împlinesc 5 ani. Ați studiat și la Paris? Am ajuns la Paris în 1997 pentru un doctorat. Doctorat în teologie? În teologie, în drept canonic și în drept.
Deci ați făcut și drept laic și drept canonic. Da. Și în drept laic și în drept canonic. De ce v-ați îndreptat și spre drept laic și spre drept canonic? Pentru că sunt profesor de drept canonic la Facultatea de Teologie din Cluj și în cadrul disciplinei noastre, cele două direcții sunt absolut obligatorii, pentru că pe lângă teologia canonică și tot ceea ce înseamnă dreptul canonic în viața bisericii ca o trăire a Împărăției lui Dumnezeu, suntem și într-un context social și raporturile cu societatea, cu dreptul secular, cu dreptul civil. O comunitate ortodoxă într-un oraș cosmopolit. O tradiție paradoxal tânără. O poveste a unei biserici pe care o veți cunoaște mai bine în săptămânile viitoare, atunci când reporterii noștri vă vor prezenta-o mai de-aproape.